Salut trader, este data de 14 februarie. Un euro în opinia mea, euro dolarul la valoarea de 125, acest maxim de la 125 este un maxim pe care eu bănuiesc că euro dolarul va menține pe termen mediu și lung. Totuși atâta vreme cât se tranzacționează peste acest nivel de 1.22, trendul rămâne, rămâne ascendent, iar pentru a ne gândi la niște corecții mai ample, ar trebui să intrăm sub acest nivel de 1.22. Ca și oportunități, spuneam ieri că ar trebui căutate oportunități de vânzare peste 1,23, 20, 1,23, în această zonă. După cum se vede, n-a avut nicio, nicio slăbiciune. Lumânarea de ieri fiind plină de creștere. Acum să vedem dacă astăzi va, avea, va da semnale de slăbiciune și s-ar putea iniția poziții short. lira. Lira nu e atât de puternică precum este euro și atâta vreme cât se află sub acest nivel de 1.4 continui să cred că lira va corecta până în acest nivel de 1.36 dacă ajunge în jurul valorii de 1.4 s-ar putea căuta oportunități de vânzare Evident, și mai jos depinde foarte tare ce se întâmplă astăzi. În momentul de față nu se pot iniția poziții de sell. După cum se vede pe grafic, ieri ziua fiind de creștere, ar însemna să intrăm în contra tendinței. Nazudeu să dă, să dă. Ieri a avut acest bar în zona asta de 0,73. În acest moment se tranzacționează peste acest 0,73. Dacă și astăzi nu reușește să mențină acest nivel de 0,73, s-ar putea considera aceasta ca un semnal de slăbiciune și s-ar putea iniția poziții short în ideea că acest nivel de la 0.72, acest prim nivel de uh, suport ar fi spart și am putea să ne îndreptăm către acest nivel de, de suport de la 0.7050. AUD-USD, uh, spuneam ieri că acesta este pragul pe care eu l-aș avea în vedere foarte interesant, a atins acest prag de rezistență. Acum rămâne de văzut ce, ce, se va întâmpla pe parcursul zilei. Evident, dacă piața va da vreun semnal, voi, voi, scrie pe Telegram și voi anunța acest lucru. USD JPI. Am tot vorbit de Euro JPI și de GBP JPI în ultimul timp. Acum o să vorbesc un pic mai mult de USD -JPI. Și după cum vedem pe grafic, USD jpi a spart această consolidare pe care o are de nu, aproape un an de zile. Se află sub acest nivel de suport și bănuiesc că scăderile vor continua către acest nivel foarte important de suport de la 105.50. Aici Ideal ar fi să intrăm. Dacă acest nivel va fi retestat, rămâne să vedem dacă acest nivel va fi retestat. Oricum, căutați oportunități de intrare SEL pe eventualele corecții pozitive. În încheiere, o să mai vorbesc despre o paritate a JPI-ului -JPI, care, vedem pe grafic, se află exact în acest nivel de, de, suport. Bun, dacă acest nivel de suport va fi spart, mă gândesc că acest lucru s-ar întâmpla în momentul în care scăderile pe USD JPI se vor accelera. Piața s-ar putea îndrepta către acest nivel foarte important de suport din jurul valorii de 82. Cam atât pentru această analiză. Voi reveni cu update-uri pe canalul de Telegram. Vă doresc mult succes în tranzacționare. La revedere.